Iată, revenim cu un nou film. Voi face un alt film cu această ocazie. Aici avem hrana dată la această colonie, super colonia din Stupina. Îi punem și lui folia. Miere i-am pus, turte i-am pus. Acum nu avem ce să mai... ce să mai facem la această colonie decât să treacă timpul. Bun, iată, s-au aliniat frumos la mâncare. Punem o păturică. Și cam asta este povestea acestei colonii. Vom reveni la ea. Consumul eu le estimez undeva la 2 kg la 3 săptămâni, dar are și acea miere de 10 kg plus ce mai are prin rame. Cred că o să fie bine. Deci nu o să riscăm să o pierdem din cauza hranei sau să-i oprim dezvoltarea din cauza hranei. Bun, noi vom trece la vecina ei, care tot așa o estimez la o putere aproximativă, nu știu exact. Ceea ce știu de la ea este că sigur este mai agresivă. Dar deocamdată aceasta este recordul stupinei mele din cei 7 ani de zile pentru această dată, adică recordul recordurilor. El a bătut recordul, toate recordurile de până. Bun. Să trecem la vecina. Așa. Nu, aceasta este o colonie normală. E ceva mai micuță. Dar e o colonie frumoasă și ea. Ia să vedem cât de frumoasă, da? Fiindcă v-am arătat o colonie puternică în filmele anterioare, v-am arătat super colonia care tocmai am vizitat-o și să vedem această colonie care normal nu se compară cu celelalte. Deci aceea va rămâne colonia cea mai puternică din Stupina. Aceasta este o colonie normală, frumoasă, bine, ea a iernat pe 7 rame. Cam 30% din colonii sunt de 6-7 rame și restul pe 5-4. Acesta are o mască neagră. Măcile negre nu o să ajungă niciodată la o dezvoltare așa mare. Eu cel puțin n-am observat să poată o matcă neagră să se dezvolte așa puternic. Bun. Deci este o albină neagră frumoasă. O colonie destul de puternică pentru rasa ei.
chiar dacă sunt corcituri, sunt destul de puternice. După ultima ramă va veni restrânsă, nu-i mai dăm rame. Deci, iată, vedeți, acesta este diferența dintre rasele de albine, adică putem spune și așa, aceasta este o albină neagră, tot obținută prin transvazare, am încă acea matcă din care voi lua și anul acesta pentru albinele negre. Și negre. Okay, iată, este mai agresivă față de cealaltă. Știam că este mai agresivă. Dar mergem și pe această linie. Iată, pe ultima ramă. Puțin albină față de cealaltă. Și o albină neagră. Am adus aproape acea ramă. Ați văzut că majoritatea sunt cu terghitele roșii. Aici avem albină cu terg alb și negru, deci nu avem alte nuanțe în culoarea albinei. Plus că va trebui să strângem. Și nu are nici puiet, probabil are pe două rame puiet. Ceva de gen. Ele nu se grăbesc, sunt albine locale. Celelalte roșii, normal că nu sunt din zona noastră, nu au nicio treabă cu clima în care locuiesc eu, în zona respectivă, dar acestea aparțin de zona locală, aici, într-un perimetru de 50 de kilometri. Așa am avut eu grijă să înmulțesc. Bun. Deci ar fi interesant să vedem ce puiet are, da? Sunt un pic agresive, nu folosesc fumă la această lucrare. Dacă pe această ramă are puiet, atunci nu mai deranjez, da? În mod normal, cunoscând acest tip de albină, mă feresc de înțepături din cauza medicamentației. Ia să vedem ce e pe această ramă. Nu, ea nu. Nu excelează în puiet, nu are puiet decât pe vreo două rame, probabil. Așa că o voi lăsa în pace, o strâng și pe ea, la fel ca pe ceilalți de până acum, îi dăm o jumătate de turtă și să fie sănătoasă până data viitoare. Bun, haideți că mai tai o turtă. Cam atât am avut de prezentat în filmele acestea, o să vă mai fac un film scurt când termin, să vedeți ce frumos se pot hrăni albinele cu această metodă, plus că sunt bine strânse. Nu mai avem ce să mai filmăm în următoarea perioadă. Cred că doar dacă voi trece pe și le voi începe să le dau ulei esențial, atunci voi veni și voi mai filma. Bun, sper că nu m-am plictisit azi. O să pun o grămadă de material acolo. O să le vedeți. Până atunci, sănătate și numai bine la toată lumea!